Piciorul ăsta dacă ți rupea, doamne ferește, te duceai cu el prin spital. Ăștia sunt hoți. E ultimul. Furgoneta albă, un fiat ceva? Bună să vă fie inima, dragi oameni buni și bine ați revenit la un nou episod din serial Reacționează la... În episodul de astăzi vreau să vă predic ce se poate întâmpla în cazul în care te dai jos și pentru ce te dai jos și cum o, o, o reacție pe moment poate duce rău, grav, rău, mai știu Despre hoți despre chestii de genul o să vorbim în episodul de astăzi. Dacă în cazul în care considerați, luat, dacă luați în calcul considerarea apăsarea butonului de like, este foarte binevenită. L avem pe colegul protagonist la acest episod, omul găsiți pe TikTok, Moise, se numește Daniel Romeo. L-am luat prieteni, are el 7900 de urmăritori, poate cu ocazia asta îl puteți ajuta să facă mai mult. Hai să vedem ce poveste are omul de zis, că probabil tocmai și din cauza aia doar click pe episod, să vedem ce zice ăsta aici, în episodul ăsta, ce vrea să ne arate Cox, cum ar veni. E salutare TikTok Aute A, cum suntem aici a paznici, noaptea, frate. Paznici. La 5 dimineața. La Barcelona, lucăcat Căcat. Uite aici. Deci nu doar în Anglia se fură ca în Godru, că am văzut episodul așa, am, am văzut că a scris că... Că numai în Anglia, Anglia, în junglă, stepă, ălea, alea, nebunii. Deci nu doar în Anglia se fură, man. Pe de tot în Europa se fură. Deci să ai grijă de trupul tău, man, că ai... Poate ai acasă, poate ai... 4 camioane? Patru camioane. Bine, mai sunt trei acum, unul a plecat. Din punctul meu de vedere, la care a plecat, a făcut cea mai bună alegere. Că a plecat. Ce putea să facă altceva? Acum rămânește interpretat din ce cauză, că a plecat, a plecat, dar acum tot e pasibil de amendă. Te trebuie să te oprești de 1000, Ca să și voi cu, am, cu cine bate noi capul șoferii profesioniști. Stăm de pază da. Ziua bagi, cald, mori, vorbaia în cabină. Noaptea când ieși să te bași la somn, una că nu poți dormi de căldură, doi că nu poți dormi că te vine și a să sfure din remorcă. A tăiat la toți. Să controleze. Bine, asta e captura, aici era captura. Aute. Aute, da. Aute. Tot controlat. Eu nu aveam, aveam niște, am niște geamuri, niște ferestre de alea întregi. Pentru un bricomat. Dar asta, asta are panten. Panten pro ucrainianul ăsta. Ăla pante scump, Pantenu, ăla scump, să mă bată, mama, dacă nu făceau, făceau pe afacere noaptea asta. A venit băieții, un Golf, un Volkswagen Golf, 5-6, două furgonete și un Mercedes, un break, un C-class break. Ăstea stătea aici, ucrainianul stătea aici între camioane, cum poți să în mână și se uite la ei. M-am dat jos, am luat bățul și am dat în Mercedesul Ma. Ai grijă, man, că am mai făcut băieții din ăstea, afra. Tu aș din cauza aia. nu fac reacții la videoclipul să spun că ce ai făcut tu este, nu știu, nedrept sau fiecare face ce vrea până la urmă, dar să știi și oamenii ce se poate întâmpla, că de aici se degenerează, mă, până la urmă. De aici se degenerează situația, ai dat... Dau și ei și erau șapte să mă bată mama Dacă ucrainianul nici măcar n-a avut curaj să ducă către ei Tocmai și din cauza aia că Știi? Îți dai seama Aia șapte dacă se încărcau fiecare câte un pum Și ce crezi că a făcut? Mascați toți? Mascați? Cu șep? Mai erau și mascați aia sau nu vedeai nimic nici Nu știu cine te bate. cap, mascați, cu ochelari Mai dacă și uite aici, unde m-a lovit Stai de capul meu, bă. Uite aici Uiteci. Au dat cu mașina peste el cum ar veni, bă. Fii atent și tu. Deci au dat cu mașina peste el, bă. Acum, întrebarea mea e felul mântor. bă, viața mea. Deci te dea, bă, fratele meu, jos. Dacă tu știi că erai încărcat cu geamuri, bă. Bă, vedeți voi cum e? Piciorul ăsta dacă ți rupea, doamne ferește, te duceai cu el prin spital. Te duceai pe colo o lună zile, făcea cât... tu să-i colegul la ucrainean toată Marfa. Marfa e asigurată și pace ei. Ducă că să cum ar spune Cox. Mor. Uite știu cum l-au lovit la picior, L-au lovit cu mașina, cred că l-au luat. Au plecat cu mașina, gen și-au dat în el. A venit garda acum două mașini de poliție. Civil. Prima nici, nici, nici... video să nu l-au luat. Nu ia nimic, ca peste tot, că am zis că și e la fel. Când i au furat mie bateriile, m-am parcat, nici măcar nu m-au întrebat unde am stat. Ca și chestii, eu mă așteptam ca că, că Bine, eu n-am vrut să mă dau jos nici veci Putea să ia Mi-a fost frică că scot pistolul și dacă scoteau pistolul după ce Când Dacă scoteau pistolul când am dat eu la o parte, eu le spuneam Lăsați-mă în viață, luați tot ce vreți, pe când mă duceam -o mată, <laughs> Pe când mă duceam, ce ai nebun la cap Ce o ăștia te vă vă vedeți treabă, de -așa care fac de astea Nu am multe țigle O să vă pun acum un video Ca să-l vedeți Da? la Spania, Țara civilizată, Dar peste tot cred că e așa prin Europa, nu cred că e țară unde să că e țară sigură. Problema asta cu colegul care avea panten se putea rezolva doar într-un singur caz. Știi că ai panten, și că ai marfă scumpă? Frumos, nu alergi șoferul, îi dai parcare securizată. Ce înseamnă securizată? Parcări unde se plătește bine intrarea în parcare, unde sunt camere de luat vederi și și acolo un caz că te fură, să iau imagine de pe camera de la vedere și asta se poate face. Dar parcările securizate sunt, nu prea intri tu cu duba aproape să poți să descarci tu, să faci, să drești tu. Alea sunt închise de obicei. Dacă nici cu piciorul nu prea ai cum să treci, cum ar veni, da, păi. Acum depinde de casă. Păi dracu aici în boschet și pândește și prinde -i. A, cine să stea o man în boschet? Dar tu dacă ai fi poliția stai. în boschet să pândești tu, să prinzi? N-ai stat nici tu, că după aia ai privit dintr-un alt unghi. Nu te plătește nimeni în plus să te bați cu să-ți dai în cap. Știi? Nu te plătește nimeni să-ți viața. Înțelegi? Da, uitați. -vă. Colegii mei stau acolo, de pază, nu mai doar nimeni. Două, două, două găști au fost. Prima a venit. Asta e din cauza și din cauza crizei. Peste tot în lume sunt scamuri acum. am uitat... V-am povestit faza aia cu, cu, Am vrut să vând aparatul meu Sony 6400 Că am zis, bă, oricum nu-l folosesc pe start, decât pe baza de webcam Dar măcar pe bază de webcam își face treaba, știi, gen Că am vrut să-mi iau altceva Să-mi iau un Sony în fine, mai puneam ceva bani, îl dăream pe asta cu cel -am, mai puneam ceva bani Păstram ceva obiective și îl vindeam Și cum am postat, cum băieții să-mi-l trimiți cu... Să-mi-l trimiți că îmi pun banii să-mi-l în Londra primul am văzut cum mi-a scris foarte repede următorul mi-a scris iară destul de repede, toți vreau prin poștă toți vreau să le pun banii toți vreau prin poștă Cum mi s-a părut dubioasă faza în Londra când dau o căutare pe Marketplace că pe Marketplace am vrut să-l vând când dau o căutare, ce crezi? era o grămadă de sony în Londra la vânzare și pe preț mai bun decât îl dădeam pe al meu, știi? păi zic că asta sigur e manevră undeva sigur e manevră, că toți din Londra căutați Sony și de la mine din Preston și îl dau și mai scump. Păi, ce al meu, ce sunt eu? E, sunt eu cox, mână de aur, ce cumpărați de la mine? Înțelegi? Oamenii ca așa fac afaceri, bă. De când cu astea, cu... sunt unii care stau în casă și nu mai vor să facă, bă. Numai să caută o soluție, munca e pentru ei pedeapsă curată. A tăiat astea pe aici, s-au dat ăsta jos? Dar nu știu cum ne s-au trezit ăștia, că eu n-au nimic, eu dorm cap. Mai bine dormeai în continuare, bă, man. Uitați-vă. Uitați-vă aici cu stă Uitați-vă cum stă. Să pați! Hai. Da. Te Salut. Uitați-vă aici. Asta era captura care trebuia să o prindă băieții. Ia. Uitați-vă aici la, asta. La ucrainianus. Captura care trebuia să o prindă ei. Iau tăiat. Aute, Ia cap. E tăiat. Să pregătiți-l, cum Uite aici. La colegul La, La, la Uitați-vă aici. Now. Bă, băiete, avea ăsta aceea să mă bată. Ăștia trebuiau să vină pregătiți, tată. Ce înseamnă? Să fie băieți ca lumea care să descarce repede. Să nu stea mult. Pantene auto. Pro, băi. Pro ăsta, e cum mă, să mă bată, mamă. Că un de unde milion de unde de Pantene Pro? Nu folosesc, dacă nu folosesc. Folosesc ceva medicinal. Ăștia sunt hoții. E Furgoneta albă, un Fiat ceva. Aici un Volkswagen, un Golf 5 sau 6. Mascați, băieți, pregătiți tot. Cu mâine pe geam. Acum mai vine încă o furgoneta albă. Nu, veniți să pregătiți băieții ăla ăsta. Șamponul lui colegul meu. Și acum... Acum, era... De ce clas, ăla... acum erau nervoși, bă, că nu le-ai zis ăsta. Care m-a lovit pe mine de, stătea ucraineanul, stăteam între bagoane cu, cu bățul mâna, i-am luat bățul și am dat o în ei, tu în gură să te put. Hai să ce mai spune om. Salut! Băi, nu ți-am reținut numele. Băi, nu e vorba de, de curaj. Probabil a fost inconștiență. Exact. Înțelegi? Bine, am văzut și... Inconștiență mai mult decât sigur, da. Și lumină. M-am trezit și am văzut lumina afară. Vezi reacția pe moment, vă asta lasă să aveți grijă, vezi că omul spune că a fost inconștiență. Deci omul și-a dat seama că într-o oarecare măsură a greșit. Dar reacția pe moment, mulți nu au mai avut timp să-și mai dea seama că ceea ce fac ei este greșit, tocmai din cauza reacția mea la chestii de genul. Pentru că sunt mulți care au murit, sunt mulți care s-au dat jos, cum s-a dat colegul ucrainian să dea cu băta între remorci, și n-au mai apucat nici să dea, au luat și când au luat, au luat gata. Au luat mortal și s-au și dus. Și probabil nici nu se găsește criminalul. Voi credeți că acum pentru, pentru colegul care a fost omorât la, la Calais s-a găsit criminalul real? Nu, se, gă, nu cred că s-a găsit. I-au găsit pe unii, i-au dat lui la fapta, i-au pus-o în cârcă și s-a terminat bălciu. Eu unul aia cred. Ce anchetă au făcut aia ce au spus că au găsit după o mască de luat la gură, au luat ei ceva ce au luat după o mască, au luat gen ADN-ul unei măști care a fost aruncată pe jos și l-au găsit pe un nu știu unde, că nu știu ce. Păi asta e... Ăia când stau pe acolo, Ei n-au bază de date. Nu are poliția bază de date ca să-i cunoască. Cum îl găseai? E, e, e nasol pentru... Adică e pur și simplu pentru mine, e simplu. L-ai găsit pe un fraier, i-ai pus fapta în cap. Cine l-a omorât pe la ăla? Ăsta l-a omorât pe la. și am terminat cazul. Înțelegi? Deci... De punctul meu de vedere, n-ai ce să te dai jos, mă. Era luminat bine, știi? Și m-am uitat, nu e nimic. Și m-am uitat în oglinda acolo, în, în dreapta și am văzut furgoneta albă în spate. Zic, băi, morțim, băi, la bine, la, 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 la camion. Problema e că la două, la două noaptea, au venit, spun ucrainienii ăia, că era, a venit altă echipă, alte mașini, altă mașină sau alte mașini. Și au tăiat prima dată prelatele, să vadă, le taie prima dată, să vadă ce ai în ce marfă e în cabină, mai în, cabină, în remor. Și au tăiat și la ăla cu pantenul, ce-o fi zis? Panten cu tare. Uite, modelul ăsta de om care, co care comentează sânge în instalație, ăsta are tot, tot, toate șansele să-și uia grav tot. Înțelegi? Sânge în instalație, uite. Bă, eu nu știu, asta cu sânge în instalație rămâne de întrebat pentru fiecare, adică... Dar, ucrainienii s-au trezit, eu nu mă trezesc, eu dorm greu, eu nu pun să dorm mai ales dacă sunt obosit, dormi rău, rău. Ăștia au auzit și au plecat, au fugit. Și ăștia după ce au uitat au chemat poliția. A venit poliția, moșul de Squadra, un echipaj de stat, de poliția de aici în Barcelona, a bătut la mine la ușie. Că dacă vreau să depun plângere, că mi-a tăiat prelată. Dă o morții băsit de prelată. Trebuie să mergi la poliție cu camion, pe acolo Nu depune plângere, că nu... Dacă patronul nu depune plângere, nu e prelata mea, e a patronului. Bă, aici a spus omul vorbe mari. Adevăr, spus să vorbe mare aici, om, dar unii prăta mea patru. La fel și marfa. Păi nu e marfa ta, e a clientului. De nici măcar nu e. Marfa nu i-a dat, tu ai încărcat. marfa este a clientului și tu ai asigurare și asigurarea. N-ai niciun fel de. n-ai de ce să-ți bas capul. Dacă patru spune, bă, du-te și te pune, de bun. Dacă îți rupea piciorul, de exemplu, unde l-a lovit acolo, că l-a lovit destul de grav din ce văzui, dacă îți rupea piciorul, Trebuia să-ți iei concediu Și trebuia să Nu mai mănânci Cum mancai de obicei Poate ești tu probleme acasă gen, pot Trebuia să teori, casă. Pentru ce? În fine Și ăia A plecat poliția Bănâne și după o jumătate de oră, oră Iar bătaie nu și iar claxoane, Iar motoare pornite Zic, bă, ce dracu mă ăștia. Iar a venit voți de morți mă Bă, asta e bun asta cu claxoane Pori motorul, claxon Dar să trebuia să parcarea Gen, știi? Ăia să speri, nu mai au așa cură să descarci. Dacă ar fi din și a descărca normal. Să sperie și cam, să cam gândesc să tireze. Chiar dacă nu te dai jos, te gândesc, bă, de să vină poliția să trezi roștea. ăștia, sună la poliția acum. Mă, se așa, tupeu au, t au plecat toată și iar au venit, s-au întors înapoi. Zic, bă, cred că ăștia, după aia niște s-au îmbătat pe ăștia, cam nebea bea care. parcare. S-au îmbătat, cine știe, dracu, bat pe aici, pe știu. Bă, frate, și când mă uit, în ogrindă. ți-am zis, văd furguneta în spate. Am văzut că e lumina afară, în din somn, din alea, m-am dat, închinos am dat jos. M-am jos, am dat, am trecut fața la camion și văd pe polac, pe pe, pe pe, pe, ucranien, cum avea un, avea un băs de la telescopic, e subțire așa, îl avea în mână. Și stătea lângă camionul lui, că era, camionul era lipid al meu, între camion. Și eu ia, bă, toți acolo, o furgonetă în spatele al meu, o furgonetă cu toate, două cu ușile, cu spatele, băgate la, 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 la camionul lui. Ca încarce captura, mai înțeles? Și eu i-am... Păi să să le ușor, dacă nici hoții nu se gândesc să-și facă viața bună. <laughs> Mor. Dacă nici hoții nu se gândesc să facă viața bună, am făcut cineva. Am luat bățul de mână și m-am dat la ei, mai înțeles? Și când am aruncat cu bățul, ăla cu mercedes cu... Băi, dar era un Mercedes, bă, un ce clas? De la 2006-2007, dacă ai mulți avea mașina. Și a ghipată ca lumea. Bă, toți mascați. Bă, zici că e film. Deci ce că e film. Toți mascați, cu măști, cu ochelari, cu șapcă în cap. Nu stiu cu tot ce vrei, te bat aia man, nu știu ce te-a bătut. Te bat, nici nu știi cine te-a bătut să va bată mama dacă nu. Mai inteles? înțeles? Și m-a luat și m-a lovit, uite aici, la picior, uite aici. Hai de capul meu ce l-au lovit, bă. bă au lovit bine rău de tot, bă. Mai Acum, curaj, ăla în conștiință, ei la stăteau un cabin și la singur jos, bă, pula mea, păi face ceva, că poliția nu face, frate, nimic. Nimic, nimic, nimic. Nici măcar video, dar abia la al doilea echipaj care a venit le-am dat video. Salut, Băi ce a viața pentru șampone. Ești tare. Bă, aici e cu răutate, nu-i mai dau click-ul ăsta. Ia să vezi ce zice omul. Băi George, Băi, te salut. Îți respect părerea, cu toate că e naș rău de tot, ce spui tu că m-a riscat pentru șampoane. Băi, eu nu m-a riscat pentru șampoane, bă. Eu am văzut în oglindă, duba, o dubiță, o dubă, și pe colegul meu, bă, ăla colegul nostru, bă, lucrează, face aceeași meserie la fel ca noi, vă. Și nouă, la rândul nostru, ne-ar place ca să ne ajute cineva. Și nouă, ne-ar place ca să fim ajutați. La toată lumea ar place să, fie, să, primească ajutor. Dar când e vorba... Bă, într-o oarecare măsură are de dreptate, dar tot îți zici viața. Nu știu câți la sută s-ar da jos. Eu nu, nu m-aș jos unul m așa jos, bun. E bine să dai jos, adică... Dar... Na, rămâne la atitudinea fiecare. Să dea ajutor... După perdea. Să ascund după perdea și filmează cu telefonul. Nu zic, e bine să filmezi și cu telefonul. Anumite detalii. Cum a filmat femeia, că filmarea n-am făcut -o eu. Filmarea a făcut-o nevasta la un ucranian. Toți ucrainenii erau un camion. Toți. Și... Iola era jos. Și eu m-am dus, frate, să-l ajut pe omul. A fost instinctul meu. Știu că a fost o prostie. Eu îmi dau seama acum, când e la rece, a fost o mare, mare prostie. Poate trebuia să pornesc camionul și să dau. să, să bag mașinile și să-i rup duvalul ăla. Mai înțeles că era chiar în spatele meu. lui era chiar în spatele meu. Era pregătit să încarce. Deci... Da, așa, așa. De cum așa, eu și. N-avea ce să de asigura, după aia pentru demor, că lovei rău, nu nimerei cu ce trebuie, rupeai aripile pe acolo pe la spate, rupeai... Nu. No. Și eu situația, eu n-am prevăzut ce se întâmplă, ce e acolo în spate. Eu am văzut o dubă și... Po da, mă, mulți fac așa, că se dau jos și nu știu pentru ce se dau jos. Și nu-și dau seama cam cum poate, poate evolua sistemul, adică poate evolua acest uh, casă, să zicem așa. Și ajuns să ți o rang în cap și ai pe lumea altă, Doamne ferește. Tipul ucranian, Azi, mă, ce poate să fie, eu dubă, sunt unul, doi inși și eu, sunt eu și ucraiani, tăie morții măsi. Îi speriem, facem ceva cu ei, am coborat, bă frate, când am ajuns acolo în spate, bă, 99% din voi, bă, că pe voi, bă, vă spun eu. Eu nu mă dădeam jos, nu e vorba de 99%, că nu mă dădeam jos. Pentru șampoanelul ăla, până la urmă, ori omul zice ceva pe acolo. Pentru șampoanelul ăla să mă dau jos și ea cea mă remurcă, ducă să. Nu e o problema noastră, noi nu putem rezolva chestia asta, așa. Adică să ne dăm tot jos, hai să, uh, 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 în de mâine cu tot jos, te crezi că oprim noi furturile din da. Când, am văzut, da. când am, ajuns acolo în spate și am văzut patru mașini, bă, patru mașini, am mai spus-o, două dube pregătite să încarce marfa omului și mercedes și golf Dar eu m-am concentrat pe Mercedes, pentru că Mercedes erau patru inși, băi, toți mascați și îmbrăcați în negru. Băi, ce că sunt de la trupele speciale, le mai lecțea câte o armă să aibă fiecare. Poate aveau, nu știu, habar n-au. da, și dacă aveau armă, te dai tu jos să faci ce? Cu ce se lupți, pentru ce să lupți? Care e win nu în toată faza asta? Că colegul meu nu știe nici măcar numele persoanei aia. Nu știe nimic despre el, nu știe nimic. Eu știu că partea umană e să fii săritor, dar să te săritor la anumite circunstanțe, nu-mi risc eu viața pentru tine, mă. Adică, și pentru ce? Să-mi risc eu viața la urma urmei? Să risc, ne riscăm toți viața pentru șampon? Dar, dar, atunci nu mai gândești că spune lumea în comentarii că poliție, că trebuia să le iei număr de matriculare, că m-a și poliția cum arătau, erau țigani, de ce ți bă, spun cum arătau, bă, că dacă nu se vedea nimic, bă, zice că sunt la trupele speciale. Și atunci, în momentele alea, tu nu mai te uiți că vezi număr de matriculare, că vezi cine e. Bine, după fața nu să mai de jos, vă spun eu, după fața am nu se mai de jos. Că nu știu ce, am pus mâna pe fier că ăla avea mână la ucraineu, i-am luat fierul de mână și am intrat acolo să fugă oamenii și au fugit să fugă oamenii, vezi? nici măcar nu era pregătit să lovească am plecat să fugă oamenii, dacă nu fugeau să deau ia patru jos să zice că poate lovei cu ce aveai în mână pe unul, dar la sigur avea și prietena de la 3-4 metri băgau zbătai 3 ore, Vorbeam mi-a și mă câteva picioare în cap sunt conștient că putea să se dea jos și să bată toată parcarea, că eram patru camioane. Exact. Patru camioane, cât un șofer și ăla era echipaj cu nevață. să. Mai înțeles? Toți ucranini, eu singurul cu numele de spani, eu sunt român. Ai înțeles? Adică, gândește-te puțin. Nu spune tu că șampoane, dă-le morții măsii de șampoane, că nu marfa contează. Contează că colegul meu avea nevoie de ajutor și eu i l-am dat. Mai înțeles? Și obiectiv atins. Hoții s-au dus și n-au prins nimic. N-au furat nimic. Hai. Bă, nu știu, rămâne de interpretat total toată fata asta. Vă las pe voi să scrieți în comentarii ce părere aveți. Eu la mână nu m-aș da jos. Nici pentru șamponul meu, dar păi, pentru șamponul altuia. Omul s -a dat, o zis că s-a dat să-i sperie, dacă nu-i speria. Că unde s-a dus el, probabil putea să vină unul din spate, de exemplu. Și să ia pe amândoi. Sau... Era și lumina acolo, era în fine... Rămâne să vă descrieți și voi prin urmă comentarii. Cam atât vreau să vă spun pentru asta. Vă puș, vă durească o zi minunată. Dați cu și vă un like puternic de tot. Dați un follow pe Instagram, pagina de Facebook Adrian Cox, inclusiv pe YouTube în cazul în care vreți. Stimă!